În Consiliul Local de la Piatra Neamț s-a format deja o nouă majoritate. Recunosc că am discutat și am susținut acest lucru împreună cu primarul Dragoș Chitic. În discuții pe care le-am avut la nivel național, explicate și domnului președinte Ludovic Orban, care a sprijinit inițiativa noastră, discuții pe care le-am purtat cu reprezentanții PMP, și astfel primarul Dragoș Chitic acum are o majoritate cu care poate să-și ducă la îndeplinire proiectele pentru Piatra Neamț, să vină cu proiecte de hotărâre în Consiliul Municipal Piatra Neamț pe care să le promoveze, astfel încât acest Consiliu să fie funcțional, iar activitatea administrației publice locale din Piatra Neamț să devină una operațională.